A trecut un an de la evenimentul care va rămâne întipărit în memoria mai multor generații. Tineri sau adulți, cu toții am fost zguduiți vara trecută când am aflat detaliile unei crime oribile comise asupra două tinere. De dimineața până seara, opinia publică a fost inundată de informații, opinii și mărturii despre un caz și o anchetă care au zguduit chiar și Ministerul de Interne. Suntem în spatele casei lui Gheorghe Dincă, iar acesta este locul din care, zi de zi, oră de oră, timp de câteva luni, reporteri de televiziune au informat despre stadiul anchetei și despre progresele înregistrate de criminaliștii care au verificat fiecare metru pătrat din această proprietate. Cazul Caracal a reprezentat un șoc pentru comunitatea locală. Pe străzile din oraș, liniștea nu s-a așternut nici acum. Oamenii sunt revoltați și terifiați de ce s-a întâmplat. A rămas tot orașul, toată comunitatea cu o traumă după evenimentul ăsta? Sigur că da, vă dați seama. Păi când am aflat atunci, vă dați seama că eram toți speriați, eram... Adică nu știam dacă se întâmplă cu adevărat așa ceva la noi în Caracal. A fost o traumă. O traumă, zic eu, că a lăsat pe tot orașul și... sătucele astea limitrofe, pentru că și acum, dacă nu mai ai curajul să te urci la ocazie... Cazul a dat naștere foarte multor speculații și chiar conspirații la vremea respectivă. Sunt localnici care și astăzi speră ca Alexandra Moceșanu și Luiza Melencu să se întoarcă acasă, iar faptul că Gheorghe Dincă nu a fost condamnat până acum îi revoltă cel mai mult. Și ce, s-a rezolvat? Nu s-a rezolvat nimic. Care-i? Ce s-a rezolvat? Spuneți și mie un adevăr din ăsta, s-a aflat ceva. Credeți că se va face dreptate în cazul ăsta? Chiar sunt indignat și parcă nu știu cum e așa curiozitatea mare să văd cum se rezolvă acest caz. Vă dau cuvântul meu de onoare că și nu numai eu, și ca mine sunt foarte mulți care vor să afle adevărul și dumne ce s-a întâmplat cu aceste fete. Orașul Caracal a devenit anul trecut cunoscut în toată țara. Cazul a lăsat o etichetă negativă asupra comunității. Autoritățile locale spun că aceasta este nemeritată și încearcă acum să facă uitate aceste evenimente. În toată comunitatea este decredibilizat această situație și acest eveniment tragic. Nu reprezintă comunitatea caracaleană și eu sunt absolut convins că cei care vor avea ocazia să tranziteze orașul, să se oprească câtuși de puțin în orașul nostru, vor avea ocazia să descopere cele peste 134 de clădiri, monument istoric, Teatrul Național, Teatru de Vară, Parcul Municipiului Caracal. Procesul lui Gheorghe Dincă a început pe 20 mai anul acesta. Bărbatul este acuzat de trafic de persoane, trafic de minori, viol, omor calificat și profanarea de cadavre sau morminte.